Petalo Globus, vă spuneam, e neînvinsă. Doar 3 meciuri disputate de formația lui Gabi Manu. O victorie, 2 remize și nicio înfrângere, după cum vorbeam puțin mai devreme. Un buget extraordinar și cu condiții extraordinare. Vom reveni să la acest aspect, pentru că avem o primă ocazie ratată de Ciocâlteu, aflat însă în poziție de offside. O greșeală de care pot profita cei de la Ucluj. Gavra ratează prima ocazie. Păcat. Altă remiză, 1-1 cu Concordia Chiajna. Tot Ovidiu Herea a marcat, golgheterul celor de la Metalo Globus, care este și acum în acțiune. Ovidiu Herea rămâne bine pe picioare. Ovidiu Herea șutează la colțul scurt. Petrolul Dunărea Călăraș 0-1. După 3 victorii consecutive, echipa lui Viorel Moldovan pierde acasă în fața echipei lui Cristi Pustoi. Șansă mare acum pentru Alexandru Ciocâlteu. 30 de ani să trimită mingea spre poarta lui Muțiu. Revedem această centrare a lui Alexandru Coman. Herea trimite înalt, o face destul de bine. Muțiu are probleme. Vă spuneam, Poli Timișoara este lider. Centrează Neciu și până la urmă Ciobotaru centrează, nu face rău. Șansă mare pentru Ovidiu Herea. Foarte bună intervenția lui Muțiu în acest minut 33. 21 de meciuri cu 2 goluri pentru Metal, pentru Cluj. Sezonul precedent aici, în urmă cu 2 sezoane, îmi cer scuze, aici o șansă bună pentru Metaloglobus. Muțiu șartă cu echipierii. Cu 2 goluri a avut sezonul trecut la Metaloglobus, care e în continuare în ofensivă. Neciu respinge greșit acea minge, recuperează Claudiu Herea sus. Ciobotaru, o centrare deviată și respinsă până la urmă de defensiva lui Costelenache. Ucluj nu poate să plece pe contraatac. A jucat pentru Ucluj între 2013 și 2015. Aici o șansă pentru Metaloglobus. Șutul lui Ovidiu Herea. Revedem șutul cu stângul al lui Ovidiu Herea. Din nou Metaloglobus în ofensivă. Telcean cu o intervenție foarte bună. Același Telcean atacă acolo. De fapt, tatonează și foarte bine face. Nu a atacat decisiv. S-a îndreptat bine spre adversar. Filip respinge unde poate și mingea ajunge în brațele lui Muțiu. A marcat un gol în 4 meciuri, acum bate lovitura liberă de carul Universității. O minge la care Gavrilaș iese rău, o minge care rămâne în posesia celor de la Ucluj. Revedem această centrare bună a lui Idan Golan. Voi reveni cu această idee după lovitura liberă, bătută destul de bine. O ieșire ușor neinspirată a lui Muțiu. Nu ne ajută acel stâlp să vedem exact ce se întâmplă. Acum e un șut reținut de Muțiu. Șut spectaculos, dar destul de slab. Muțiu e un portar bun. Fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta în funcție de necesitățile antrenorului Ucluj în ofensivă. Golan cu noroc se uită spre arbitru. Mi s-a părut că a fost ținut de tricou de carul celor de la Ucluj. În această simte mâna adversarului pe el, îl atinge puțin, îl ține foarte puțin. Claudiu Herea execută lovitura liberă, o face interesant, greșește Muțiu, poarta este goală! Și nu este 1-0 pentru Metaloglobus, este o ocazie imensă, ratată de echipa gazdă în acest minut 88. Cât pe ce să marcheze poarta Universității, nu, cred că este Caramalău. Nici n-avea cui. Golan cu un dribling frumos de carul Universității. Goga în zonă centrală. Goga cu o pasă care ajunge direct în brațele lui George Gavrilaș și meciul se încheie. Cum a început, egalitate între bucureșteni și ardereni, egalitate și scor alb între Metaloglobus și Universitatea Cluj.